Incident în centrul capitalei. Un șofer a lovit o mașină a unui înalt funcționar din cadrul agenției ONU în Republica Moldova, care staționa lângă sediul instituției. Impactul s-a produs pe strada 31 August, iar din fericire nimeni nu a avut de suferit. Turismul Toyota a staționat și automobilul Mitsubishi s-a tamponat în automobilul staționat. Nu este vorba de viteză. Pur și simplu a pierdut controlul ghidajul automobilului. Posibil din neatenție, posibil din alte indelicții. Potrivit oamenilor legii, în momentul impactului, funcționarul ONU nu se afla în automobil. Șocat, șoferul mașinii Mitsubishi a declarat că a pierdut controlul volanului, fără a specifica însă cauzele. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul, iar dacă va fi găsit vinovat, conducătorul auto riscă o amendă de până la 1000 de lei.